stau așa și că chiar dacă s-a spus Iego sunt Papa și că Papa e infalibil, nu este infalibil. Cine știe să nu este infalibil? S-a crezut că religia poate să fie infalibilă și, sigur, religiile s-au organizat în jurul revelațiilor divine. S-a văzut în istoria religiei că nici ea nu este infalibilă, de vreme ce, știți foarte bine, i-au trebuit 200 de ani pentru a certifica teoria heliocentrică, i-au trebuit alte sute de ani să renunțe la a arde oamenii pe rând pentru ideile lor, poate puțin alături de ale bisericii, adică Inchiziția. Așadar, dați-mi voie să încep de la câteva opinii despre momentul actual, momentul pe care îl trecem, pe care îl parcurgem. Spuneam că suntem ființe raționale și că acționând rațional ar trebui ca totul să fie perfect în virtutea rațiunii. Și cu toate astea există eșec, există nefericire și întrebarea este de ce? Rousseau spunea că omul se naște liber de la natură și pretutindeni este în lanțuri. Evident, era vorba de lanțuri simbolice, de constrângerile sociale în care oamenii au fost obligați să trăiască la vremea respectivă. Îmi propun să abordez în seara asta câteva idei referitoare la istoria gândirii. N-am să mă refer la labirintul tortocheat pe care l-a parcurs filozofia de-a lungul timpului, și mai degrabă mă interesează finalitatea, rezultatele ei pragmatice din punctul de vedere al existenței umane, ceea ce este mult mai important. În acest sens mi-aș pune o întrebare. Are existența umană un sens? Are morala o susținere în real? Sau este doar un interes? Sau, dimpotrivă, este o lege naturală? Asupra acestui lucru aș vrea să insist pentru că mi se pare extraordinar de interesant. Mi se pare interesant pentru că confrați de-ai mei neurologi, chiar de peste mări, de peste ape, la importanță, susțin că morala în virtutea darwinismului social nu este decât un interes. Anume, în evoluția omului, cel care domina pe un altul, i-a dăruit viața pentru că s-a gândit că ar putea să-l folosească munca lui, să-l folosească la ca sclav. Și atunci el a dorit viața și în felul ăsta s-a născut morala. Refuz categoric cu astfel de morală. Morala din interes nu este morală. Este pur și simplu un interes. Care poate să ducă la lăcomie, la jaf, la tot ceea ce știm că asta. Însângerat întreaga istoria omenirii. Dar vom ajunge să discutăm și asta acolo. Iată, am să citez un comentator american, Pădecu, care caracterizează momentul pe care îl parcurge, mi se pare extrem de caracteristic. El spune așa, suntem în momentul în care o eră de 400 de ani se zbate în agonie în timp ce alta se străduie să nască. Este nevoie, spune el, de o reorientare alături, cât mai rapidă a culturii, științei, societății, instituțiilor. Este nevoie de o regenerare a individului, a libertății, a eticii, așa cum lumea nu a mai cunoscut până acum. Este nevoie de o armonie cu natura și cu înțelepciunea divină. Iată, după ce timp de 400 de ani între biserică și știință a existat un divorț, o secularizare, dacă vreți, a unui important tăitorul din area bisericii, începem din nou să o înțelegem, dar sigur la cu totul la nivel pe care să discutăm. Începând cu 1975, începe să se contureze o nouă știință. O nouă știință a numit-o un mare cunoscător în domeniul Wilcock. Și această știință, eu am numit asta noul val cognitiv.
Iată ramurile acestui trunchi care, în opinia mea, și asta o să comentăm, schimbă total modalitatea de gândire a lumii, paradigma, dacă vreți, modul de comportament uman, singura cale prin care omenirea își poate găsi, dacă vreți, o izbăvire, își poate găsi un viitor. Dar un viitor în acord cu sine. Viața omului nu poate fi oricum. Cel care construiește un model social unei ființe umane trebuie să se gândească mai întâi că acel model social trebuie să fie în acord cu psihologia lui, cu biologia lui, cu interesele lui și în același timp cu interesele tuturor celorlalți. Lucrul nu este simplu să satisfaci la nivel individual, dar și la nivel global toate nevoile lumii. Dar dacă tot mergem pe adevărul statistice, cel puțin la nivel statistic ar trebui să ne încadrăm în anumite limite. Voi cita aceste ramuri ale noi științe. Una este experiența morții clinice și debutul său îl face Raymond Moody, un profesor de psihiatrie, prin cartea Life After Life, Viața după viață. O carte care va uimi lumea, va avea din partea publicului medical o primire destul de rece și, din potrivă, una foarte fericită a publicului larg, pentru că dacă despre moartea clinică până atunci se vorbise doar la nivelul unei curiozități, acest om, acest psihiatru, face un studiu riguros cu mijloace științifice și el, Raymond Moody, deschide era cercetărilor în domeniul morții clinice. Partea clinică, o să vorbim pe parcurs, este, în opinia mea, experiența acelei dimensiuni care corespunde în mare parte câmpului cuantic. Nu s-a făcut încă în Occident o astfel de similitudine, dar în cartea Moartea, Mintea de dincolo, am pus pe două coloane toate corespondențele fizică, cuantică, experiența morții clinice și majoritatea lor corespund a idoma. Așadar, noua știință ne obligă, spun eu, la o refundamentare a tuturor reperilor existenței umane de până acum. Și anume, conceptul de materie, conceptul de energie, conceptul de destin, de viață, de sens al existenței, de relații interumane, de modele sociale eșuate. Noi trebuie să înțelegem că toate modelele sociale de până acum au eșuat pentru că nu au fost perfecte, pentru că n-au putut să finalizeze acea nevoie a ființei umane prin care ea să se poată găsi pe sine împlinită. Și atunci, evident că a fost nevoie de un alt model social și iată ne ajuns și acum în momentul căutărilor. În fine, este nevoie de o redefinire a conceptului de om. O să discutăm de ce omul nu este așa cum îl vedem, sau cum a fost văzut. De spiritualitate, de justiție umană și divină. Concluzia aici ar fi aceea că este nevoie de o schimbare fundamentală a viziunii despre lume, despre om și univers, dar în acord cu ultimele date ale științelor despre noi. Trebuie să discutăm, pentru că toți avem tendința să dăm cu pietre în trecut și dacă discutăm despre o era a conștiinței, a unei alte gândiri, a unei spiritualități, trebuie să discutăm în același timp, dacă suntem onești, și de avantajele unei științe clasice, anume aceea care s-a bazat pe un fundament materialist. Concepția materialistă despre lume a avut totuși avantajele ei. Dați-vă seama, sunt 400 de ani de când știința debutează prin cartea publicată chiar ciudat în ziua morții lui Copernic, la 1543, când își publică teoria heliocentrică, se consideră actul de naștere a științei moderne și de-a lungul timpului a înregistrat o serie întreagă de succese care trebuie menționate în mod indiscutabil. Am auzit și colegi medici spune, domnule, toată lumea vorbește de spiritualitate, toată lumea uită că știința materialistă e cea în care noi trăim, că medicina este bazată pe fundamente materialiste, etc. Sigur că da. Avem
foarte multă dreptate și aș spune aici un lucru. Observați că în materie de ideologie, ce o ideologie? De politică asta, cum o facem noi, vorbim de dreapta și stânga. Domnilor și domnilor, eu consider că noi avem două mâini, una dreaptă, una stângă, că fiecare dintre ele ne este la fel de utilă și aș vrea să văd pe unul care i-a convenit să folosească doar de o singură mână. Ca să nu mai spunem că lucrurile sunt foarte amestecate, de fapt nu prea este o ideologie. În consecință, eu cred că politica omului e una singură. Ființa umană este aceeași, are niște cerințe de ordin biologic, psihologic, spiritual. Acel model social care reușește să satisfacă toate aceste minim trei condiții, acela este un model real. Să vă spun ce a zis Platon despre societate? Platon spunea așa, că o societate în care unii doar se distrează pe seama celor care muncesc, nu va fi niciodată eficientă. Cred că e un motiv de lungă meditație, cel puțin ceea ce ne spunea el. Așadar, păi, cine nu recunoaște, de pildă, avantajele dezvoltării tehnologice? Transportul, nu? Până în America făceai cu vaporul 2 luni. 3 săptămâni. Cât au făcut ardeii noștri până 900 când plecau în America? Viteza de circulație, viteza de comunicație, mijloace de comunicație. Confortul căminului modern este indiscutabil. Vreau să vă spun că am citit materiale despre francezi care la 1900 copiii dormeau în graj cu vitele și părinții într-o cameră. Dacă ați citit viața lui Edith Piaf, ați văzut că ea cu sora ei mâncau cu mâna dintr-o conservă, nu știau încă de furculiță. Adică lumea nu a fost totdeauna așa de savantă și de extraordinar de elegantă. Păi chiar și cei care erau foarte înstăriți, nivelul cultural era unul destul de redus și nu prea au nemaipomenit de grozav. Eu am citit destul de multe istorie ca să înțeleg lucrurile astea. Dar poate că lucrul cel mai important este că viața omului dinaintea noastră e extrem de redusă, până 900 era cam în jur de 50-60 de ani și acum omul actual are speranța de viață la 75-80 de ani și evident nu este aceea normală, pentru că omul ar trebui să trăiască 130-140 de ani. Se prevede ca viitorul să fie acesta. Asta e o altă conferință, cum să ajungem acolo. Poate odată o să o ținem și pe acesta. Ei bine, noi trebuie să știm, în ciuda faptului că media este într-un continuu război cu medicii, trebuie să știm că trăim grație medicinei, grație faptului că avem chirurgia de care avem, de anestezia de care dispunem. Știți cum se opera oamenii înainte? În primul rând că nu se vorbea de operația unei urgențe abdominale, că nu se știa. Ori îi dădea cu o bâtă în cap, ori îl împăta. Sper că am depășit etapa, nu? Dincolo de asta, antibioticele au adus enorm, a salvat enorm de multe vieți. Eu am luat literatură de la Lourdes și am rămas uimit. Noi știam că tuberculoza face ravagii numai pulmonare. Ei aflați că aveau toate formele de tuberculoză. Deja până la primul război mondial era un dezastru. Apariția antibioticelor a salvat enorm de multă lume. Știu cum mureau familii întregi de tuberculoză și ce a însemnat apariția prima oară a streptomicinei. Alt element. Oamenii nu cunoșteau igiena. Igiena a fost un din factorii de excepție prin care viața omului a fost prelungită. Pentru că infecția, mizeria, una din reginele Angliei se lăuda că își face baie la 3 luni. Dacă regina făcea baie la 3 luni în secolul celălalt, 19, imaginați-vă restul. Cei care ați citit Șogunul, faceți-ți aminte cu cel care a ieșuat cu vasul în Japonia, văzând igiena, faptul că oamenii erau în permanență, se spălau, deci respectau între igienă, și medita în sinea lui, iată soția mea, rochile lungi și copiii după ea, șterge toate zoaiele Londrei mergând pe stradă. Adică diferența era enorm de mare. Trebuie să-i spunem să rămână unui meșter de lupe care a inventat microscopul, Leeuwenhoek. Și grație lui am aflat că niște ființe care nu se văd, iată, ne pot lua viața.
Și așa s-a ajuns, iată, la știința modernă, care mi se pare extraordinară. Endocrinologia este o invenție, o creație românească a lui Pacon. Atâția oameni trăiesc astăzi prin substituție hormonală, când o glandă este din diverse motive expulsă din organism, scasă din organism. Deci avem suficiente motive să spunem că secolul 20, care în același timp a fost și secolul măcel. Secolul în care au murit 160 de milioane de oameni, mai mult decât în toate războaiele anterioare acelui timp. Asta înseamnă următorul lucru, că concepția materialistă, viziunea noastră materialistă despre lume, care înseamnă discursul științific dus până la nivelul de substanță. Conform viziunii materialiste, nu există decât tot ceea ce simțim, vedem, ceea ce percepem cu simțurile noastre sau prin instrumentele create de noi, dar tot după mintea noastră. Ori, asta, acest moment se termină în 1895. În 1895, un savant, luat al premiului Nobel, spune deja cam tot ceea ce trebuia să știm, se știe, lumea este numai până la atom, mai departe nu există nimic. Și deja în 1895, Röntgen descoperă X. Deschizând, creând unul dintre cele mai mari domenii de explorare medicală. Și astăzi trăim grație acestei descoperiri fantastice. În 1896, Becquerel descoperă radioactivitatea. În 1903 ia premiul împreună cu soții Curie pentru radioactivitate. Dintr-o dată, lumea nu se mai oprește la atom. Constatăm că, iată, și dincolo de atom e o lume. E un univers. Și încă ce univers? Univers deschis de către Max Planck, care creează și termenul de cuantă, de pachet, de energie. Așa, ca o curiozitate. În știința, cel puțin medicală, în majoritatea termenilor sunt în limba greacă și latină. Asta spunând că primii care s-au implicat în știință au fost grecii, latini. Cele mai multe sunt grecești pentru că părintele medicinii a fost Hipocrat. Și evident că și-au luat termeni de la el. Și iată că și termeni moderni, în momentul în care creăm termeni, revenim tot la